Bună seara! Aici, Moldova. Sunt Natalia Echeptene. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească întreaga țară. Valentina Novitski din Kazancik spune că, de când se ține minte, îngrijirea copiilor a fost pentru ea o mare bucurie. Femeia povestește că acum mai bine de 2 ani a avut norocul ca în familia ei să ajungă o fetiță de doar 1 an și 11 luni. Era un copil deschis, un copil care cumva are dreptul să fie, să ducă o viață bună. S-a întâmplat după ce asistenții sociali au luat micuța și pe cei 2 frați ai ei din familia mamei. Asta pentru că femeia ar fi fost neglijentă. Auzând de la bunicul că atunci când nu avea pâine să le dea la copii, când mama nu era acasă, era plecat într-o direcție necunoscută, mâncau lut din sobă. Valentina spune că s-a atașat repede de fetiță și că o îngrijea ca pe propria ei fică. Ea permanent era în preajma, dacă nu era în preajma mea, dacă eram la bucătărie, era în preajma soțului. Adică era o legătură strânsă între ea și soț, între ea și mine. Deși Valentina spune că a crescut fetița cum poate ea mai bine, asistenții sociali din raion au luat-o, fapt ce îi se pare o decizie nedreaptă. În ultima zi, când i-am explicat situația că trebuie să meargă, unde trebuie să meargă, am vrut să mă abțin să nu mă vadă plângând. Și ea se uita cu niște ochi întrebători și nu înțelegea ce se întâmplă. Unde se află acum copila? De ce Valentina crede că astfel autoritățile s-au răzbunat pe ea? De ce acum femeie de 47 de ani spune că nu poate nici să o vadă pe fetiță? Ce spune mama micuții despre situația în care s-a pomenit femeia ce i-a îngrijit copilul? Dar și care este poziția Direcției de Asistență Socială? Aflați astăzi! Valentina Novitski alături de soțul ei, Ilie, au venit în această seară în platoul nostru ca să-și exprime nemulțumirea față de o decizie a autorităților. Ei spun că asistenții sociali le-au luat copilul care le-a fost dat în grijă ca să se răzbune. Haideți să le auzim povestea. Bună seara, bine ați venit! Bună seara tuturor! Mai întâi, vă rog frumos să vă reamintiți de acea zi când autoritățile v-au rugat să luați un copil străin în familie. Cum vă aduceți aminte acea zi? Mi-aduc aminte. Au venit ei acasă la voi? Sau, nu, m-a telefonat domnul primar. Era data de 14 aprilie. Toate lucrurile astea sunt îndipărite în memoria mea, fără să le repet. Știu data de 3 ca o veste foarte strigătoare la cer, când am aflat că a decedat un copil din familia J. Familia asta era în vizorul autorităților deja de multă vreme. Dar de unde știați despre asta? Lucrez puțin în sfera socială și activez. Sunt o femeie care participă, este membru chiar a echipei multidisciplinare locale. Ah, așa. Și ori de câte ori venea întrebarea familiei J. Știam că este problemă, dar nu ne-am gândit că poate să meargă până aici ca să ajungă la decesul unui copil. După data de 3, când copilul deja s-a mormântat, ne-am întrunit în ședințe multidisciplinare locale de câteva ori, dar până la urmă, pe data de 14, seara la orele 16, m-a telefonat primarul și m-a invitat personal la primărie fără să-mi zic subiectul. Deci șeful direcției din start mi-a zis că dacă o să iau copiii în familia mea, fără să ne spună subiectul, adică voi avea câte 1400 de lei pe lună și numai dumneavoastră v-am găsit ca familie exemplară pentru a crește copiii ăștia. Am avut deosebită ocazie ca să fiu în anul 21, pe data de 14 aprilie, să fiu invitată undeva în jurul orelor 16:30 la primărie. Am fost telefonată de către domnul primar. Fără să-mi spună motivul, m-a chemat la primărie. Eu venit de la serviciu, m-am gătit și am plecat să văd ce se întâmplă. Când am mers în incinta primăriei, deja acolo era o echipă întreagă de specialiști care discutase până a nu ajunge eu acolo, se discuta despre faptul că cum să se rezolve problema familiei J***, fiindcă pe data de 3 aprilie 2021, în urma neglijării, un copil a decedat. Un copil dintre cei 4 care i-avea la moment, ea fiind însărcinată în câteva luni, mama lor.
S-a discutat la foarte multe echipe multidisciplinare istoricul acestei întrebări, s-a discutat cu mama ca ea să-și revină, să-și dea seama că lucrurile nu merg așa de bine cum ea socotea. Dar totuși s-a luat decizia să fie luați copiii din familie pe o perioadă de timp ca să o las pe mama să-și poată aranja lucrurile, fiindcă ea nu reușea. Mi s-a propus în felul următor, să pot lua toți trei copii rămași în viață. Și eu am zis, eu nu pot să iau o decizie repede și singură. Zic, eu trebuie să merg acasă, mă consult copiii mei și cu soțul meu. E o decizie care trebuie să o luăm împreună. Și ei au acceptat ca a doua zi să vin cu un răspuns. Am venit acasă, am anunțat copiii mei, s-au adunat toți. Am discutat poate vreo oră de vreme, unde am ieșit la concluzia că copiii mei mi-au spus așa, mamă și tată, ca să iei așa o responsabilitate pentru trei copii care sunt din aceeași localitate, cel mai mare fiind în clasa 1-a, în ziua ce, în anul acela era în clasa 1-a, avea 8 anișori, o să vă vei foarte greu, fiindcă ea știe unii el știe unde locuiesc și el poate fugi acasă, dar asta micuță care a rămas la noi avea un an și 11 luni. Și deci copilul în brață să fugi după ceilalți doi, cumva nu o să faci față. Și zici că dacă e posibil să-i putem aranja undeva la un centru, adică ar fi bine, dar pe azi micuță nu accepta niciun centru, fiindcă avea vârsta foarte micuță. Am făcut legătura cu cei de la Concordia, de la oficiul Chișinău, cei au acceptat să iei pe băieți, nu înainte de a trece un control medical să vadă situația lor de sănătate. Și noi am acceptat să oprim fetița la noi, cu dreptul și cu gândul că permanent ținem legătura cu frățuării ei. Asta am și făcut. Domnule Ilie, vreau să vă întreb pe dumneavoastră cum ați primit această veste sau mai degrabă oferta autorităților. Când a venit soția și a zis că uite ce ne se propune, cum ați primit-o? Cum am primit-o? Am primit-o și cam cu... Sceptic ați fost? Da, mă gândeam mult că copilul e copil, mală și se întâmplă și poate să, în loc să faci un Guinness, schiși în altă capcană sau cum să... Da, dar i-ați crescut pe ai voștri. Da, da. Știați despre toate capcanele. Mi-aș vorba de copil străin. Hai, că a fost vorba deodată de 40 și ceva de zile, când i-au dus-o dat temă. Și hai, zic, cât e acolo, o lună de zile, cât e ajutat, că nu e... Stai sărășia sau o să fie atâtea probleme. Și tot trecut timpul ăsta care a fost, tot s-a mărit, termenul ăsta, până am ajuns în situația care de amul este, care la moment care s-a întâmplat sau se întâmplă. Dar cum v-ați adaptat la un copil străin în propria casă? A fost mai greu de la început? Da, nu a fost greu, că nu mă afectează pe mine așa copilul. Stai încă să am ori de dâns sau să-l depărtez. Copil care nu a avut ocazia, care părinți care au avut idei într-o mare mai bun sau scaute de dânsul mai bine. Și zic, bă, cât se poate să-i ajutăm, cât se poate așa o faptă mai creștinească sau cum de spus. Înainte de a continua, haideți să vedem ce ne-ați povestit despre dumneavoastră și viața pe care ați avut-o până la acest copilaș în familia voastră. Mă laud cu trei copii frumoși, deștepți, copii care au muncit alături de noi, am avut și o avem o afacere în agricultură, o gospodărie țărănească, care a muncit-o împreună. Și, sinceră să fiu, mă gândeam că dacă termin clasa 9, unul câte unul pleacă și nu se mai reîntorc, fiindcă era munca foarte grea. Și am avut și o mini-fermă la care fiecare seară erau puși pe grafic. Astăzi mulgi tu, mâine mulgi celălalt văcuța. Și ne gândeam că o să le fie foarte greu și nu o să mai vină. Dar nu a fost o vineri ca să nu ne viziteze copiii, să nu vină acasă. Vineau cu alți copii, dar ei vineau acasă. Înseamnă că au fost părinți buni. Au învățat, au făcut studii superioare, ultima mai are încă 2 ani și termină ASEM-ul și lucrează în domeniu.
Ceea ce mă bucur este că și ei au acceptat și cumva sunt mândri de faptul că le-am fost alături. Chiar dacă poate n-au purtat hainele de ultimă generație sau de ultimă firmă, dar noi le-am fost alături. Când le-au fost bine sau greu, au avut cui să-i spună și cine să-i mângâie. Doamna Valentina, dar povestiți-ne, vă rog, în ce stare erau copiii atunci când au fost luați din familia mamei, mai ales micuța pe care ați luat-o la voi acasă? Da, pe data de 16, ei de dimineață au fost duși cu asistentul medical din localitate și cu mașina primăriei au fost duși pentru ultima investigație la raion. Și undeva în jurul orilor 12 primarul m-a rugat, adică ca să le ofer un prânz, fiindcă veneau de pe drum și copiii erau flămânzi. Eu îmi pregăteasem deja hăinițe care le păstram cu drag de la copiii mei. Îi păstram, le păstrez și în ziua de azi, adică am câteva care mi-au mai rămas pentru nepoței. Și am gătit câteva hăinițe știind că astăzi trebuie să iau fetița și vreau să îmbrac cu hainele de la copiii mei. Ei au venit, automat i-am pus la masă și în momentul când i-am pus la masă, pentru mine mare a fost mirarea ca un copil de un an și 11 luni să mănânce de sine stătător cu ambele mâini. Adică eu mă gândeam că să o întreb pe mamă cum mănâncă ea, cum, dacă are alergii la ceva sau poate are ceva, un aliment care nu-l poate mânca. Eu atunci am văzut că ea mănâncă de toate și elea și singură. Știu că fetița, în loc de acele 40 de zile sau cât a povestit domnul Ilie, a fost un termen inițial, a rămas la voi peste 2 ani, da? 2 ani și 3 luni. 2 ani și 3 luni, adică prima dispoziție pe care a fost dată de către primăria comunii a fost pe 72 de ore cu dreptul de prelungire pe 45, conform legii. Pe 45 de zile, 72 de ore, 45 de zile. Da, adică la 48-a zi era nevoie de altă dispoziție care deja trebuia să-mi o dea direcția de asistent social. Eu vreau să vă întreb ceva. Iată, dumneavoastră a spus că în momentul în care ați decis cu întreaga familie că luați copilul ăsta acasă, v-ați planificat o perioadă de timp pentru care o luați? Ați discutat chestia asta în familie sau v-ați gândit că o luați pentru totdeauna sau pentru câțiva ani sau pentru câteva luni? Vreau să vă zic că din start eu personal am știut că ea va rămâne la noi din considerentul că o cunoșteam foarte bine pe mama, fiind din aceeași localitate, eu acolo m-am născut, acolo am crescut, acolo mi-am temea familia și acolo trăiesc și în ziua de azi și mi-am crescut copiii mei. Cunoscându-o pe mama și astfel de gen de persoane, am știut că ea nu se va schimba așa. Și am știut că asta va dura și cumva aș putea să-i fiu alături sub orice formă. Asta a fost ideea din start. Și adică eram pregătită să fie și 10 și 20, eram pregătită pentru asta. În această seară vă spunem povestea Valentinei Novițchi din Cazangic, raionul Leova. Femeia de 47 de ani spune că autoritățile au convins-o să ia în grijă o fetiță de doar un an și 11 luni care a fost luată din familia ei din cauza neglijenței mamei. Valentina povestește că a îngrijit copila timp de mai bine de 2 ani. Iată ce ne-a povestit femeia despre această perioadă. Dimineața aceea de a... când s-au decis să iei copii, ei trebuiau să meargă să treacă, cum se zice, radiografia. Și anume la băieți nu, dar la fetiță au văzut ceva opat pe partea dreaptă a plămâului stâng. Eu am telefonat înapoi la medicul de familie și am zis că mi-asum responsabilitatea de a administra un tratament corect. Dumnealui l-am invitat, a venit la noi acasă, mi-a dat tratament și am urmat tratamentul în decurs de 7 zile. Dar când după 7 zile am făcut proba mantu, cu părere de rău, s-a diagnosticat la fetiță tuberculoză, formă închisă. N-am crezut din prima, am trecut foarte multe investigații, am mers și la Cahul la un aparat, am mers și la Chișinău, că eu nu-mi venea a crede că un copil de un an și 11 luni
neputând să meargă încă bine pe picioarele lui, să fie, să aibă așa boală. Și noi mergeam, fiecare seară mergeam la Chișinău. Pentru noi asta nu era o problemă, adică având responsabilitate, eu nu puteam să las un copil fără să știu ce se întâmplă cu el, mai ales având vârsta asta fragedă. Și ea când ne vedea se bucura foarte mult, dar când venea timpul noi să ieșim, o lăsam într-o situație în care o dorea și pe ea și ne dorea și pe noi. Am mers la minister, mi-am asumat răspunderea, mi-am scris prin semnături, mi-am luat copilul acasă, că îi voi administra eu la oră fixă același tratament. Și după jumătate de an am trecut toate analizele și au arătat foarte bine. Asta ne-a bucurat pe toți. Dar se vede că ei vine mai ușor să-i numească mama și tata. Vă dați seama, la 11 luni nu poți impune un copil să-ți spună cumva. Dar lui a venit ușor să ne numească așa. Între ăștia 2 ani și 3 luni, nu a fost o zi în care ea să nu fie alături de noi. Cu emoții și gânduri foarte frumoase. Chiar atașamentul ăsta și faptul că deja erați gata să veniți în fiecare seară la Chișinău doar ca să nu lăsați fetița singurică, să nu suferi, să o lăsați cumva într-o situație incertă, este foarte, foarte, nu știu... Este de admirat. De admirat, pur și simplu, da, de admirat și foarte frumos. Da, eu vreau să vă zic cum am intrat în platou și am văzut eroii din seara asta. Ei iradiază lumină. Și asta e din suflet. Și asta e din suflet. Și cred că copilul acesta chiar s-a simțit foarte bine lângă dumneavoastră acești 2 ani, sunt sigură. Nu știu ce va evalua mai departe, cum subiectul unde se îndrepte, dar eu sunt sigură și certă că copilul acesta s-a simțit bine cu dumneavoastră. După mine, dumneavoastră ați făcut un lucru extrem de mare și eu vreau să vă spun că nu fiecare poate să facă lucrul ăsta. Este foarte greu să te decizi să iei un copil străin, să-l aduci în familia ta și să-l tratezi ca pe al tău propriu. Este un lucru extraordinar. Dar atâta timp cât nu ești convins că mama este gata să-și crească copiii sub altă formă decât până la, eu cred că nimeni nu trebuie să iei o decizie de genul. Inițial este gafa celor de la primărie, asistent social, primar, care au semnat dispozițiile de luare copilului din familie, pentru că ei trebuiau să preîntâmpene ca frații să nu fie dispărțiți. În aceste circunstanțe, autoritățile pur și simplu nu puteau proceda altfel. De ce credeți că anume a fost o răzbunare? I-am spus încă o dată cât de mult o iubim, dar ea trebuie să meargă la frățiorii ei și o să meargă cu mașina, pentru că însă erau bucurii. Dar noi o să venim și o să vizităm. Noi o să fim în legătură cu tine, vom veni, îți vom aduce bunătăți. Nu erau pregătiți pentru altă variantă, iar varianta ca să rămână copiii cu mama era foarte riscantă. Urmau să-l găsească un loc, să-i placeze acolo unde îi să fie toți împreună și să nu-i separe. Înseamnă că nu o căutați suficient. În momentul în care îți asumi niște lucruri și mergi într-o familie și ai niște copii, este răzvețele oamenilor, tu nu poți să te joci, că sunt scutiile, lua de aici și le schimba locul. Valentina afirmă că asistentele sociale i-au interzis mamei copilului să mai țină legătura cu ea și să-i permită să vadă fetița de care spune că s-a atașat foarte mult în această perioadă. Dar până atunci să auzim cum au comentat responsabilii de la Direcția de Asistență Socială din Leova acuzațiile Valentinei. În această seară vă spunem povestea Valentinei Novițchi din Kazanjik, raionul Leova. Femeia spune că autoritățile au convins-o să ia în grijă o fetiță de doar 1 an și 11 luni care a fost luată din familie din cauza neglijenței mamei. Valentina a crescut-o pe fetiță timp de 2 ani și 3 luni până când aceeași autoritate i-ar fi pus o condiție să ia în familie și pe frații fetiței. Atunci când Valentina a refuzat, fetița i-a fost luată și înapoiată în familia biologică. Femeia spune că decizia autorităților este o nedreptate și crede că aceasta a fost luată în semn de răzbunare față de ea.
Mai mult, Valentina afirmă că asistentele sociale i-au interzis mamei copilului să mai țină legătura cu ea și să-i permită să vadă fetița, de care spune că s-a atașat foarte mult în această perioadă. Mai târziu vom afla ce spune mama fetiței despre această situație, dar și despre intențiile Valentinei. Dar până atunci să auzim cum au comentat responsabilii de la Direcția de Asistență Socială din Leova acuzațiile Valentinei. Eu nu suntem parental. Noi am propus atunci când a fost cazul cel cu deces, chiar am rugat-o să ia toți copiii. Dacă era să ia toți copiii, să-i țin, era bine, dar ei se separă. Asta a fost problema. Legislația nu ne permite separări în frate și surori, copiii. Pe unul aleg că ăsta e bun, dar ăsta nu leu. Și noi am vrut să meargă toți trei copiii la doamnă. Dumnezeu a refuzat, e numai pe unul. În seara când ne-am întrunit cu familia, adică ați auzit că am decis că putem să oferim ajutor doar către fetița care nu putea, oricum ea era nevoie ca ei să fie separați din start, fiindcă ei nu puteau merge la același centru de plasament, având vârste diferite. Și deci de aia și nu a fost că să-i alegem, că pentru noi la timpul acela ei erau egali ca dezvoltare și ca aspect și ca orice. Adică noi nu am ales, noi am cules cei ce rămânea, adică am luat și... Și până la urmă, ca până să înțeleg, urmă, a fost și decizia autorităților temporar. Să vă dea doar fetița și copiii? A doua zi de dimineață, primarul nu aștepta să merg la dumnealui, a venit la mine la serviciu și a întrebat ce am decis. I-am spus, iată decizia noastră. Dumnealui a spus, dacă altă posibilitate nu este, fă legătură cu asistentul social comunitar și găsiți în fel ce dosar trebuie pregătit pentru băieți ca să-i ducem la centru de plasament. Deci, altfel spus, el a acceptat situația respectivă. Acceptat, din considerentul că a sunat din enumărate ori la direcție de față cu mine și nimeni nu i-a răspuns necătând că de cu seară să știa că ca a doua zi trebuia să iei o decizie. Ea a recunoscut că... Adică ea era gata să o lase pe Melissa în continuare? Spune-mi legătura unii cu altul, așa, nu ca să... Spuneți-mi, vă rog, totuși... Spuneți că este o răzbunare a autorităților să vă ia pe fetița aceasta, Melissa. Da. Dar nu credeți că în aceste circunstanțe autoritățile pur și simplu nu puteau proceda altfel? De ce credeți că anume a fost o răzbunare? S-a simțit atitudinea asta din ziua în care noi am refuzat să luăm pe toți patru. Atunci brusc, cumva, autoritățile chiar și felul de cum dumnealor au ieșit de la mine din birou să iasă să plece, am văzut atitudinea asta negativă, s-a simțit. Sunt un om sufletist și observ lucrurile astea. Așa, sunt sigură că poate erau supărați, dar cumva... Nu credeți că nu puteau ieși din cadrul ăsta legislativ, că până la urmă nu puteau separa frații, trebuiau să-i țină pe toți împreună, așa cum spune legea, dumneavoastră ați refuzat să-i acceptați pe toți patru și atunci nu aveau decât să ia decizia asta, ca după asta să nu fie cumva încălcări? Înțeleg ce mă întrebați, dar atâta timp cât nu ești convins că mama este gata să-și crească copiii sub altă formă decât până la, eu cred că nimeni nu trebuie să iei o decizie de genul ăsta. După părerea dumneavoastră, cum ar fi putut proceda autoritățile? Să lucreze mai mult cu mama. Să lucreze chiar asupra felului ei de a fi ca femeie. Și psihologic să o înțeleagă. Altfel spus, să prelungească perioada în care doi frați să stea acolo, asta mică să stea la... Sau în același... m-am gândit și la a doua variantă, adică să ia... Băieții, fiindcă ei erau deja separați, erau la centru de plasament, că de la Chișinău au fost strămutați în copcui. Adică cumva să-i dea pe doi mai mărișori să vadă cum se va descurca și apoi pe ceilalți, fiindcă toți odată era clar din start că ea nu se va descurca. Eu vreau să zic că inițial este gafa celor de la primărie, asistent social, primar, care au semnat dispozițiile de luare copilului din familie, pentru că ei trebuiau spre întâmpene ca frații să nu fie dispărțiți. În momentul în care eu decis ca un copil să-l transmit unei familii, dar ceilalți îi plasează în altă parte, acum nu pot cere socoteală doamnei că, uite, frații sunt separați. Lucrul ăsta nu trebuia să se întâmple și trebuia prevenit. Cu regret, ăștia de la primărie, asistent social,
au anumite drepturi de a interveni în asemenea familii, însă nu este un control aspru sau mai serios asupra acțiunilor lor. Deoarece de multe ori eu am întâlnit abuzuri din partea lor și nu este doar o familie care se plânge pe asistența socială sau pe cei de la primărie care admit asemenea încălcări. Respectiv, ei trebuiau să țin cont de fapt odată că copiii nu poți să-i separi. Mai mult ca atât, dacă avem un copil de un an și câteva luni, poate la vârsta asta nu prea înțelege suficiente lucruri, dar avem pe ăștia mai mari, copiii ăștia tot trec printr-o traumă, îi ai de la casa lor unde ei s-au deprins, îi ai de la mama lor, bun, rea, dar mama lor, îi desparți de frații lor mai mari. Cum crezi că ar trebui să fi procedat autorități? În momentul în care s-a constatat că este un risc iminent pentru copiii ăștia și era nevoie de a fi luat din familie, urmau să-l găsească un loc, să-i placeze acolo unde îi fie toți împreună și să nu-i separe. Dar uite că doamna Valentina exact asta ne-a povestit că nu au găsit. Înseamnă că nu au căutat suficient. În momentul în care îți asumi niște lucruri și mergi într-o familie și ai niște copii, astea sunt viețile oamenilor, tu nu poți să te joci, că este nu-ți cutii, le-ai luat de aici și le-ai schimbat locul. Ăștia sunt niște copii, este o familie. Da, suntem familie social vulnerabilă, dar ei au același drepturi, obligații, care este, ei trebuie tratați la același nivel. Nu poți să iai și să le schimbi locul și după asta să cauți soluții. În momentul în care ai primit decizia asta, deja trebuie să ai și soluția la întrebarea ce facem mai departe și unii punem. Dar nu invers, nu știu de ce în cazul ăsta s-a început de la capăt. Da, din păcate, din multe ori așa se întâmplă că autoritățile fac niște acțiuni și apoi se gândesc cum să soluționeze ceea ce ei de fapt au făcut. Dar eu totuși vreau să cred că autoritățile au acționat anume așa din motivul că ei nu erau pregătiți pentru alte variante. Iar varianta ca să rămână copiii cu mama era foarte riscantă. Mama însărcinată, condițiile foarte rele și din tot rău s-a găsit varianta cea mai potrivită la acel moment. Ca peste 2 ani să se revină la varianta... Să se revină la varianta inițială. Considerând că acea casă care a fost dată de nu știu cine și dacă au un spațiu locativ, este suficient pentru a crește copilul minor. Echipa noastră a reușit să discute cu mama biologică a fetiței pe care Valentina Novitski a crescut-o timp de 2 ani și 3 luni. Femeia locuiește acum într-o altă localitate din raionul vecin. Am găsit-o în câmp, alături de soțul ei și doi dintre copii, în timp ce fetițele de 4 și 2 ani erau acasă, alături de un bărbat străin. Noi am întrebat-o despre motivul din care i-au fost luați copiii din familie, dar și despre cum se descurcă acum cu educarea și creșterea lor. Haideți să o auzim. Tata meu are epilepsie. Și băietul ăla de 3 ani jumate a luat tabletele lui tatecul de epilepsie. Și pentru asta ni s-a întâmplat cazul ăsta. Noaptea, la orele 3, a luat băietul, crezi că-s bomboane. Fetița asta micuță, care de 2 ani am născut-o, s-au început rodurile și am născut-o în drum. Și pentru azi ne-a luat-o și pe dânsă ne-a luat-o. Și eu la centru am fost, la Chișinău, la centru de plansament pentru copii de vârstă fragedă, Cosmescu 51. Am stat cu 4 luni de zile cu fetița asta micuță. Pe urmă am fugit de acolo, trebuie să stau jumătate de an. Am fugit că copiii ăștia nu erau lângă mine. Nu erau lângă mine și m-a rugat, de la noi din sat m-a rugat și la primar, m-a rugat și la asistență socială. Dacă ne aduce copiii și ne aduce înapoi acolo, era să și bine. Putem să stau și amuia, că era bine acolo. Dar m-am dus că să ne termin reparația în casă, ne termin că să ne aduc pe toți 4. Și când am văzut că tot așa și merge spre leșărea mamei, n-am mai vrut. Și că m-a rugat la primul bărbat, m-a rugat și i-am găsit lucrul ăsta aici, stăpânul, ne-am păcătat advocat, cred cum scad, ne-am înscris înapoi și e că cu ajutorul lor ne-am scos copiii înapoi. Bărbatul e la lucru, eu acasă cu păsările, am grijă de un om invalid, e fără un picior, tata la stăpân. În casa lui eu trăiesc, aici pe loc. El mi-a găsit, el m-a ajutat, tot este el un păcat advocat, el tot. Și când am timp, e ca dimineața, seara,
Cărlani, cu ei lângă mine și se bucur de mamă și le bine aici și sunt fericiți. Iată, a fost șasarul, a fost care de la, la Germania, tot au fost, care vin aici și fac lucrări și au fost, au jucat copiii, este așa bucuroși. Copiii sunt bucuroși că sunt lângă mamă, că au întrebat. Sunt bucuroși. Doi sunt acasă, două fetiți acasă. Cine au rămas fetițele? O, moșul Ion, care e invalid. Nu, dar ele merg. Fetițele merg, ele sunt ascultătoare. Tu ești sigură că fetițele tale sunt bine acolo, atâta timp cât stau în grijă unei persoane invalide? Da, dar eu m-am lăsat dimineața, am lăsat seara, ales. Nu, e foarte bine. Moșul Ion le dă în casă, le dă să joacă cu dânsele. Nu, nu se duc nicăieri, nu, e tot bine. Așa și nu mi-e clar cine și de cine îngrijești. I-a spus că are grijă de om invalid și în același timp susține că invalidul are grijă de copiile astea mici, minore. Eu consider că ele sunt chiar supuse riscului. Eu cred că ăștia de la asistența socială nu au înțeles până la capăt care este menirea lor și rolul lor în societate. Asistența socială trebuie să acorde asistență socială oamenilor care au nevoie de ea. Iată, familia asta are nevoie de asistență socială. Femeia asta, cu dânsa trebuie să lucreze specialiști. Dar nu s-o leși în voia sorții nu știu unde, cu patru copii, într-așa un hal. Vreau să vă zic așa. Dacă gândim despre drogul cel de sare, tot nu-i bine. Adică, ca să înțelegeți, riscul iminent trebuie să fie existent, nu presupus. Da, s-ar putea să întâmple. S-ar putea să nu se întâmple. Deci, nu poți iei la moment acești doi copii sau copiii de la această mamă pentru că există un risc oarecare presupus. Dar eu vă zic, eu văd o dorință clară a acestei mame să aibă grijă de copilașii ei și, într-adevăr, această mamă, la ziua de astăzi, probabil că trebuie să fie monitorizată cât mai din aproape. Și ajutată. Și ajutată. Monitorizare înseamnă inevitabil și ajutor, pentru când știi, când monitorizezi, tu știi ce anume, cu ce trebuie să ajuți această familie. Nimic nou, nimic ieșit din comun pentru asistența socială. Cu regret, ei procedează așa. Cu regret, dumnealor ăștia de la asistența socială, bun, nu vreau să spun de toți, dar în mare parte fac niște acțiuni care chiar nu sunt pe înțeles. De ce? În loc să facă bine, ei din potrivă fac rău. Asta e specific. După mine, ei nu sunt pregătiți pentru funcția care o dețin. Să-mi spuneți de cât timp nu ați văzut-o pe Melissa? De cât timp v-a fost luată? A zis din 5 iulie, deci sunt 3 luni aproape, în care dumneavoastră ați zis că nu ați vizitat-o. Nu. Și știu că aveți motive, pentru că nu a fost o nedorință, dar a fost altceva. Ce anume? Lovitura cea mare am primit-o în dimineața de data de 5 iulie, în care soțul cu mașina a dus fetița la grădiniță. Eu mă pregăteam să merg la serviciu. Am primit un telefon de la domnul primar și direct să mă întrebi, știi că astăzi trebuie să dai fetița? Știați? Nu. Decât în seara am avut ocazia să mă întâlnesc față în față cu asistentul social comunitar. Și ne-am salutat, dar nu mi-a zis nimic. A întrebat unde este fetița, i-am zis că deja este la grădiniță, era în jurul orelor 9. Fetița deja de la 8 era la grădiniță. Am sunat automat soțul și i-am zis să întoarce înapoi de unde era plecat și treci la grădiniță, ia fetița acasă. În dimineața aceea, după discuția asta, soțul a dus fetița acasă, noi ne-am așezat ambii pe canapea, i-am spus încă o dată cât de mult o iubim, dar ea trebuie să meargă la frățuării ei și o să meargă cu mașina, pentru dânsa era o bucurie, dar noi o să venim și o să o vizităm. Noi o să fim în legătură cu tine, vom veni, îți vom aduce bunătăți. Ea ne privea, vă spun, cu niște ochi întrebători, neînțelegând ce se întâmplă. Eu cred că și astăzi ea se gândește că cu noi oriceva s-a întâmplat de nu venim, ori în cel mai rău caz, care gândul care mă omoară este faptul că am trădat.
Deci voi erați, voi nici măcar nu ați acceptat gândul că mama să fie lipsită de drepturi părintești. Categoric. Dar credeți că tot ce a făcut asistența socială și direcția respectivă au fost niște pași întreprinși anume în această direcție? Da, fiindcă nouă ne spunea. Spre lipsirea drepturilor, de drepturile părintești. Da. Când eu spuneam că mama e în drepturi și mama trebuie să decide, dumneavoastră spunea pe mamă cine o întreabă. Să știți că noi am întrebat-o și noi am întrebat-o pe mama copiilor, de ce nu vă mai permite să o vedeți pe fetiță? Haideți să auzim ce ne-a spus nouă. Atenție. Cum îngrijea ea fata atâta timp cât s-a aflat la ea? Foarte bine, foarte bine. Îi mulțumesc foarte mult că eu am avut grijă de fetița mea și nu a fost pe drumuri. Ai băieței de amuș și fetița asta meticuță. Eu am suferit atâta timp. Pe asta o vedem, dar pe șelanță nu i-am văzut. Când ceva supără, am observat-o chiar și țară. Când ceva supără, eu mă duc de aici. Mă duc la mama Vale, la mămica acasă, la Cazanjic. Și nu-mi place, mă doare sufletul. Eu sunt mama ea, dar mă doare sufletul, mă credeți. Dânsă o doare sufletul și vrea ca să vii, dar ei interzis ea. Poate să vii să o viziteze, dar eu nu vreau pentru cauza asta, că ne-a interzis comisia, ne-a interzis. Și nu vreau să-mi pierd copiii pentru din cauza la asta. S-a deprins cu fetița mea, care îmblă la grădiniță 4 anișori, s-a deprins cu dânsa și ne-a interzis. Dacă ceva, dacă vine la mine, nu spiței, sau ceva, sunt că să ne-i fetița este ea, oare o dau apă, gata, eu nu mai văd copii. Asta e ultima șansa mea. E ultima șansă și eu nu vreau să pierd ultima mea șansă. Ne-a interzis toți, ne-a interzis. Și același advocat, aceeași asistent social de la Leova. Cu regret nimic nou, asta e specific pentru ei. Ideea este alta. Urmau să le dea posibilitate ca să vadă, pentru că scopul lor este să respecte interesul superior al copilului. Atâta timp cât copilul era atașat de acești oameni, urmau să-i dea posibilitatea să comunice, ca să nu trăiască copilul ăsta o traumă. Cu regret, cu siguranță la copil nu s-au gândit. Că primul lucru la cine trebuia să gândească, exact, la copilul minor. La el nu s-au gândit. Nu la s-au gândit lui, la atașamentul lui, la dragostea lui față de oameni la care a petrecut mai mult timp decât cu mama. Noi am întrebat deschis pe responsabilii de la Direcția de Asistență Socială dacă i-au spus mamei fetiței să prevină orice contact a micuții cu Valentina și dacă au amenințat-o că în caz contrar ei vor fi luați toți copiii. Haideți să auzim ce răspuns am primit. Dacă copilul e atașat și în favoarea lui, nu cred. Am înțeles. Haideți să mai bine mâine să discutăm. Sergiu Postică, șeful Direcției Asistență Socială de la Leova, ne-a spus că știe puține detalii despre acest caz, dar ne-a promis că dacă revenim a doua zi cu un apel, ne va da un răspuns mai vast. A doua zi l-am sunat de nenumărate ori, dar nimeni nu ne-a mai răspuns la telefon. Părerea mea este, aici nu e atât o răzbunare. Răzbunare, eu nu văd motivele răzbunării. Faptul că dumneavoastră n-ați acceptat, logic și clar, să fii plasați toți patru copii, dacă asta ar fi un motiv, dar asta nu poate fi un motiv pentru răzbunare. Amenințarea aceasta nu are justificare. Și nu are niciun efect. Absolut. Acum imaginați-vă, iată, acești doi oameni frumoși merg acolo la mama, speriată extrem, că îi vede din depărtare pe ei doi și zice, eu v-am zis, vă rog frumos. Vă imaginați situația asta? Eu am o imaginație foarte bună, iată, imaginea asta. Îmi imaginez, dar soluția... Cum vedeți? Să meargă doamna la autoritățile tutelare teritoriale, adică la direcție, să întrebi cert, de ce dumneavoastră, iată, am înțeles cumva că ați interzis și dacă nu ați interzis, vă rog frumos să contactați această mamă și să explicați că nu este nicio problemă dacă noi venim și contactăm cu fetița. Deci mai avem puțin timp pe data de 5, nu vreau să încalc și sunt gata să merg la Direcția de Asistență Socială Hâncești, în teritoriul unde se află familia de facto și...
să discut acolo. Mă gândesc că poate acolo să dau de niște oameni cu care poți discuta. Deci ați venit de fapt aici să ne spuneți că tot ce vă doriți este să nu pierdeți contactul cu acel copil de care v-ați atașat atât de mult și căruia i-ați dăruit timp de 2 ani și jumătate toată dragostea și toată grija voastră. Dacă sincer, am dăruit mai mult decât copiilor mei, fiindcă eram mai tânăr și aveam mai multe gânduri, mai dorințe mai multe. Acum nu mai vreau nimic. Vreau doar o cană cu apă și un ungheraș unde să pot să mă odihnesc și tot timpul dedicam ei. Uneori, oamenii care au o problemă sunt ajutați de alți oameni care au posibilitatea să ajute și să le ofere acest suport. Pe când autoritățile, și aici mă refer la asistența socială, mai mult încurcă decât ajută. Păi ar trebui un pic lucrurile să stea invers. Cei la asistența socială să ajute oamenii de care au nevoie cu ajutorul altor oameni care vor să ajute. Dar nu să distrugă ceea ce s-a creat frumos între dumneavoastră și acest copil, mai mult ca atât că mama nu are nicio pretenție la dumneavoastră de felul cum ați tratat copil, cum ați îngrijit-o și ați crescut-o. Chestia asta trebuia prelungită și să vă dea posibilitatea să vorbiți, să comunicați, să ajutați în continuare familia. Cu siguranță nu era să o ajutați doar pe fetiță, dar și pe ceilalți copii, și era să fie din asta doar bine. Nu înțeleg de ce binele se taie și nu se permite ca să aibă continuitate, dar dimpotrivă se oprește, se face doar rău. Ăsta este specific, după cum am mai spus, pentru ăștia de la asistența socială. În primul rând o să zic, dumneavoastră ați făcut un lucru foarte frumos. Următorul moment care vreau să vă-l zic este faptul că chiar dacă v-ați atașat foarte mult de această fetiță care ați crescut-o 2 ani și în interesul fetiței este totuși să înțeleagă fetița că are mamă, asta este important, că are frățiori, pentru ca să crească totuși momentul în care mama își îndeplinește obligațiunile și are grijă față de copii, ea trebuie să știe că crește în familie normală cu frățiorii ei. Dumneavoastră mergeți, nimeni nu poate să vă interzică, nimeni să vizitați copilașul, doar că întotdeauna să știți că vizitele dumneavoastră nu trebuie să dăuneze copilașului. Urmează să oferiți această, eu știu, dragoste care o aveți, fără discuție, și mamei, și frățiorilor, inclusiv și copilașului fetiței care v-ați obișnuit foarte mult, fără ca să faceți distinția asta, e foarte important, părerea mea. Cu privire la mămica, eu o văd în care un potențial, eu vreau să-i urez în continuare să lupte pentru copilașii ei și să lupte în favoarea copilașilor, având grijă de ei, cerând toate drepturile care le are, pentru că are la moment 4 copilași și are dreptul la o sumedenie de suport din partea statului, mai cu seamă că deja sistemul social se reformează și în curând posibil că o să avem și alte momente care să vină în sprijinul acestor familii, pentru că este cert și clar că autoritățile de la bun început nu au procedat corect atunci când au ales forma de protecție a acestor copii, când au fost luați copiii din familie. Iar acel principiu, nedespărțirea fraților, el este un principiu suprem și el trebuie respectat întotdeauna. Eu vreau să vă zic că, într-adevăr, oamenii ca dumneavoastră, asta în final, noi de multe ori am spus lucrul acesta, dar în final vă zic, într-adevăr, ca dumneavoastră sunt foarte puțini oameni care își asumă responsabilitatea și se atașează atât de mult sufletește de un copil străin. Dar vreau să vă zic că aceste luni sau ani cât i-a petrecut fetița la dumneavoastră, eu cred că dumneavoastră i-a schimbat cursul vieții și sunt sigură că în situația când dumneavoastră o să mențineți această legătură și o să vă duceți, indiferent cine și ce ar zice, v-am spus, atâta timp cât dumneavoastră nu încălcați, nu sunteți restricționate legal, dumneavoastră puteți să vă duceți să vedeți copilul. Cât timp o să fiți acolo, posibil că dumneavoastră o să fiți un exemplu pentru ea și ea o să vă urmeze, și anume dumneavoastră o să fiți acea persoană pentru copilul acesta, să-i arătați cum de fapt trebuie să fie o mamă.
Și pentru mama copilului, dumneavoastră nu aveți niciun drept astăzi, la situația de astăzi, să interziceți foștilor tutori să-și vadă copilul, deoarece numai situația când o să le permiteți, legătura aceasta o să fie cât de cât menținută, atunci starea copilului va fi și ea se va liniști și a fi mai liniștită. Rău nu o să-i facă, cu bine și cu dragoste. Niciodată rău nu poți să-i faci copilului. Ne referim la faptul că dacă o să vă duceți, poate o să suferi cumva și o să atașezi mai mult. Copilul, de fapt, așa se spune, că din gura copilului iese adevărul. Și copilul a spus, când e rău, mă duc la mama Valea. Înseamnă că acolo e locul. Mai des. Doamna Valentina, domnule Ilie, dacă tot v-ați pus planul să mergeți pe data de 5 deja la cealaltă, în celălalt raion, să știți că noi, redacția aici Moldova, ne oferim să mergem împreună, dacă o să vă doriți acest lucru, și cu siguranță o să urmărim cazul ăsta, evoluția lui, și eu personal tare, tare sper să obțineți dreptul acestei întrevederi și să nu pierdeți contactul cu Melissa și cu întreaga ei familie. Vă doresc multe puteri și multă convingere că sunteți pe calea cea dreaptă și faceți numai bine. Da, mulțumim din suflet. Aici încheiem. Liniște și pace vă doresc. Să aveți pe cei dragi mereu alături.